Bine v-am găsit la știrea cea bună sau bine v-am regăsit dacă sunteți dintre telespectatorii noștri fideli. Sunt Cornel Dărvășan și în această seară avem o emisiune de suflet. Pentru că, iată, ne îndreptăm cu pași repezi spre un nou an și ce-ar fi mai potrivit decât să facem niște retrospective și niște previziuni cu privire la 2024. Vă dați seama ce înseamnă 2024. Când eram copil și mă gândeam cam câți ani înseamnă anul 2000 și cântam și cântarea aceea noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, mă gândeam că e prea îndepărtat și nu se poate întâmpla. Dar iată că s-a întâmplat și 2023 este gata să plece în eternitate. Există un text în Cartea Sacră care spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. În această seară vom dori să vedem cum am răscumpărat această vreme în 2023, care au fost momentele cele mai frumoase, dar și cele mai grele. Împreună cu noi se află colegul meu, teologul și realizatorul TV, Ionică Herlea. Bună seara, Ionică! Bine ai venit la știrea cea bună! Sunt încântat că ești împreună cu noi! Te salut, Cornel! Îmi pare bine să te văd și să-i salut pe telespectatorii noștri. Mă bucur foarte mult că ești cu noi, ia loc! Cu drag! Mai ales că trebuie să încerc scuze de la tine, pentru că într-o seară, când te-am chemat la știrea cea bună, ți-am dat doar așa o jumătate de emisiune. Iar cugetul meu... Am și uitat, dar na, dacă tu te simți vinovat, accept. Cugetul meu a zis nu, trebuie să-l ai pe Ionică cel puțin o ediție întreagă, pentru că iată, suntem aici împreună de atâta timp și dacă nu ținem cont de cele rele, toate sunt bune. Normal, clar. Ionică, mâine anul se noiește, mâine seară, mâine noapte. Suntem, iată, în prag de 2024. Mâine seara, doamnelor și domnilor, o ediție specială realizată de colegii noștri despre trecerea în noul an. Însă în seara asta încă suntem la știrea cea bună și vreau să te întreb, Ionică, cum a fost pentru tine 2023? Pentru mine 2023 a fost un an plin de provocări și a zice și de autoprovocări, pentru că am fost provocat și m-am provocat să fac lucruri noi. A fost un an cu multă muncă, foarte multă muncă, dar dacă trag așa o linie, îmi dau seama că puteam și mai bine, întotdeauna se poate și mai bine, în legătură cu eficiența. Deci aș fi putut să fiu mai eficient, dar suntem și noi cu limitele noastre uneori. Îmi place că spui și autoprovocări. Obișnuiești să îți pui niște ținte și să ți le atingi singur? Cred că, așa cum spunea cineva, cea mai mare provocare este să concurezi cu tine însuți. Că atunci când te uiți la alții în stânga și în dreapta, poate este o concurență neloială. Pentru că nimeni nu este în locul altuia. Fiecare dintre noi suntem în locul nostru, în papucii noștri. Și uneori aceste comparații, din perspectiva mea, se fac în mod neavenit și nepotrivit. Dar atunci când îți pui ținte pe care vrei să le atingi, cred că e cea mai loială concurență cu tine însuți, să fii mai bun astăzi decât ai fost ieri. Despre ce este vorba? Ai putea să ne deconspiri câteva lucruri din experiența ta? În primul rând, eu cred că și competiția așa are rolul ei. Nu poți să nu ai termen de comparație, adică să fugi numai singur pe banda de alergare. Chestia asta mi se pare ciudată dacă vorbim de evaluare rezultatelor. Dacă vorbim de motivație, într-adevăr, aici concursul trebuie să fie cu tine. Te uiți la alții, vezi cam ce fac, vezi cam ce ți-ai dori și aici lupta este cu tine, cu dezvoltarea ta, cu educația ta, cu timpul pe care îl aloci muncii și cu realizările tale. Mie îmi place foarte mult cartea lui Dumnezeu, Biblia, pe care o citesc de câțiva ani cu alți ochi, mai puțin mistici și mai mult practici. Îmi dau seama că este o carte foarte inteligentă și cei care nu au citit-o până acum le recomand să o citească. Biblia este o carte deșteaptă pentru oamenii foarte deștepți. Doar oamenii limitați o coboară la un nivel mediocru și submediocru. În cartea aceasta este un personaj numit Iosua și o carte care îi poartă numele, pe care eu îl admir foarte mult. Este un exemplu de lider desăvârșit după Domnul Hristos, bineînțeles. În ceea ce privește realizările lui, motivația lui, credința lui, îl găsești deopotrivă și ca om al credinței și ca om al realizărilor. Și acolo, în primul capitol, la versetul 3,
Dumnezeu îi spune după ce moare Moise, marele om al lui Dumnezeu, a făcut minuni până el, spune chiar Biblia că nu s-a mai născut proroc prin care Domnul să facă atâtea minuni ca el, mai poate să fie ceva după Moise, uite că se poate. Și asta este o veste bună pentru mine și pentru fiecare dintre noi, că se poate mai bine chiar după ce vii în urma unor oameni foarte valoroși. Și Dumnezeu nu îi pune limite, zice, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Eu am luat promisiunea aceasta lui Dumnezeu în dreptul meu. Bine, nu am viziuni din astea expansioniste să cuceresc un imperiu sau... Dar în ceea ce privește dezvoltarea am zis, uite, Dumnezeu mie nu-mi pune limite. Limitele mi le pun eu. Cu tot felul de ziceri negative, cu tot felul de scuze pe care le aduc. Care să fie astfel de limite din popor? Din păi, uite, de exemplu, sunt limite pe care noi le exprimăm prin limbaj. Îți dai seama chiar din limbaj dacă un om este mediocru sau limitat sau dacă este un om care are viziune. Nu pot, nu știu. Dacă îl întreb ce faci mâine, nu știu, nu știu este foarte des când e vorba de planificări. Apoi, nu te întinde mai mult decât se plapuma, n-are rost fiecare cu cât e dat. Deci sunt tot felul de ziceri limitative care te pun într-o... Și omul zice, păi da, până la urmă e drept și în dreptul meu, la ce să mă gândesc? Sau ziceri despre bogați și săraci, a, bogații sunt hoți, sigur fac ei ceva că se îmbogățesc acolo... Poate unii da, poate unii nu. Dacă ai o prosperitate materială, înseamnă că ești îngânfat și departe de Dumnezeu. Și întâlnești dacă ești felul... sărac, n-ai avut noroc. Da, dacă ești sărac, n-ai avut noroc, ești bătut de Dumnezeu și Domnul ia în brațe numai Dumnezeu pe săraci. Bate cu bâtă, da, 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 știi. Chestii din astea, știi? Și te plasează într-o sferă de victimă și le place unora să stea, să fie victimele lui Dumnezeu, în brațele lui Dumnezeu, cerșetori la poarta raiului, ziceam eu într-o predică, știi? În care sunt toți năpăstuiți, toți nerealizați, toți oamenii care n-au avut aspirații și eu nu judec pe nimeni, nu știm din ce cauză au avut sau n-au avut realizări unii oameni, dar vorbesc ca stare, ca mentalitate. Am demonizat... că Evanghelia se adresează și acestor categorii de oameni. Corect, tuturor corect, sigur, sigur. Dar întotdeauna dacă te uiți în Evanghelii, oamenii care vin în contact cu Evanghelia își îmbunătățesc starea. Ori fizică, ori mentală, ori spirituală, deci ceva este pe plus. Nu rămân aceiași. Deci asta. Și când am luat făgăduința asta am zis, wow, păi asta e pentru mine. Și când citești cartea lui Iosua, îl vezi. Om al lui Dumnezeu, apare foarte des expresia dis de dimineață. Oamenii care realizează lucruri mari în viață nu sunt leneși să se trezească târziu, să se scarpină după urechi, să... Hai să vedem. Mamă, ce ai zis-o acum? La prima oră Iosua avea viziunea, avea strategia pentru ziua respectivă. Le spunea, băieți, uite, asta avem de făcut. Domnul ne trimite acolo, acolo. Paranteze, pot să zic acum poți că aici zici. Suntem... Așa. Ne doare rău de tot treaba asta. Așa. Eu mi-am mai îmbunătățit viața de când nu mai am emisiuni direct la 10 seara, recunosc treaba asta și mă trezesc de dimineață, la 10 sunt varză, sunt terminat, trebuie să dorm că altfel așa. Dar ce vreau să spun că suntem într-o generație a bufnițelor, tinerii noștri, societatea în care trăim, în general este capsată pe ideea de bufniță, nu de ciocârlie. Ciocârlia se scoală dimineața, cântă, triluri, chestii, bufnița... Pe la 10 se trezește, știi? Și cum facem cu generația asta nocturnă, care doarme până la 12, 1, le place să stea, să lălăie în pat și așa mai departe? E atât de gravă situația asta? Este foarte gravă dacă nu ai motivație și dacă nu muncești pentru ceva care rămâne. Dacă stai doar... Deci e generația obosită fără să facă nimic semnificativ. Și oboseala asta te obosește mai mult fizic... Și îți dă un simțământ al insatisfacției mult mai mare. De asta foarte mulți tineri recur la droguri, recur la tot felul de plăceri și adicții care îi distrug. Da, am înțeles, dar vezi, câteodată munca trebuie să o prestezi. Dacă ai muncă la 10 seara până la 11, 12 da, uneori, da, da, da. N-ai ce să faci, trebuie să muncești, că e greu de găsit un loc de muncă și dacă
îți intră și în program chestia asta? Unele îți mai bulversează ritmul. Nu, deci să nu crezi că sunt adeptul unei vieți din astea tihnite. Nu, mie, sunt zile când mi se pare că dorm prea mult 8 ore. Adică e mult să dormi 8 ore. Cel puțin eu n-am nevoie. Dacă dorm 6-7 ore, eu sunt super ok. Sau dacă am niște proiecte pe suflet, unde dau foarte multă energie și dacă dorm 2 sau 3 ore pe noapte și știu că am făcut lucrurile respective, când mă trezesc odihnit. Încă mai poți. Pentru că am 40, n-ai încă 40. Am trecut, am 43, mă duc pe 44. Mulți înainte, da, mulți înainte. Și 3 copii, și eu, adică până la 30 făceam și eu. Puteam să nu dorm o noapte și să plec a doua zi la examen, n-aveam nicio problemă, dar după aia, da, nu, dacă o simt, dacă o țin coardă așa mai multe nopți, da, mă resimt. Dar în rest duc o noapte, două din astea așa un pic mai scurte, dacă fac ceea ce îmi place și ce mă pasionează, sau e ok. Deci consider că mari oameni, mari lideri în general au avut un timp prețios dimineața de instruire, de pregătire sufletească. Și o disciplină, o rigoare. O rigoare, o disciplină. Deci da, așa un program haotic, cu nu știu ce fac azi, nu știu ce fac mâine, nu te duce la o performanță, nu te duce la o creștere substanțială a vieții tale, a viziunii tale de viață. Nu, nu te duce la nimic și m-a ajutat foarte mult să realizez lucrul ăsta când am început să citesc cărțile lui John Maxwell, cărțile motivaționale. În momentul în care am văzut că poți să te dezvolți în continuu, să intri într-un proces de creștere spiritual, intelectual, relațional cu oamenii și profesional, mi-am dat seama cât de mult timp am pierdut ineficient din viață, nefăcând mare lucru. Pentru că dacă nu ai rigoare, nu reușești să faci. Și dacă într-o zi ai progresat un milimetru, dar este un progres, nu este un regres. Și asta te ajută să fii tot timpul în proces, în creștere. Și asta am văzut și la Iosua. Și plus de asta, noi cerem prea puține lucruri lui Dumnezeu. Îi cerem chestii astea generale. Doamne, dă-ne mântuirea, oricum ți-o dă că-i dar, spune clar. Doamne, iartă-mă de toate păcatele. Care păcate? Că nu știi concret care sunt și cu ce ai de lucrat. Și ne rugăm așa general lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi mai multe realizări. Care realizări? Binecuvântează misionarii, știi, până la marginile pământului. Da, da. Lucrarea ta de la margină la margină, se ruga o soră într-o biserică de țară, știi? Da, sunt chestii frumoase, nu judec, dar sunt neconcretizate, necuantificabile. Cum ar trebui să sune? Cum ar trebui să fie? Păi uite, de exemplu, ai un proiect concret, da? Vreau să scriu o carte, de exemplu. Doamne, ajută-mă să scriu cartea asta. Vreau în timpul ăsta să mă încadrez. Sau, uite, vreau să îmi iau un examen, un DEF, un doctorat, un masterat. Ce îți dorești tu să faci în realitate? Concret. Și concret, foarte concret, foarte concret. Doamne, uite, vreau anul ăsta să câștig 30.000 de euro. Te rog, ajută-mă, dă-mi înțelepciune. Cum să fac treaba asta? Și te lupți, te dai pe toate părțile, bineînțeles, ai nevoie și de o pregătire, ai nevoie de mulți factori, dar ideea este să ai foarte clar ținta în minte. Dacă e așa nedefinit, un fel de Fata Morgana, îți aleargă prin cap niște fantome, niște iluzii, niște vise, nu realizezi nimic. La chestia asta, poate ar fi unii dintre creștinii care ne ascultă și care se gândesc la faptul că se spune despre Domnul Iisus în anumite comentarii că nu avea un plan bine stabilit pentru ziua respectivă, ci în fiecare dimineață îi cerea de la Tatăl să-i desfășoare planul zilnic înaintea ochilor lui. Ce părere ai de situația asta? Eu cred că planul general îl avea. Asta este clar. Zice, am venit de la Tatăl, Tatăl m-a trimis. Sunt multe expresii care reflectă o gândire cât se poate de clară cu privire la misiunea și-a lui. Și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim? Da, sigur, sigur. Deci sunt anumite aspecte. Bine, noi luăm și niște fraze din anumite scrieri sau așa, dar eu cred că o viață mai centrată pe realitate și mai ancorată în realitatea lui Dumnezeu, așa cum a avut Mântuitorul, nu a existat vreodată. Să nu credeți că Mântuitorul a fost un pier de vară care să plimbă de aici pe acolo, să îi dea cineva câte un bol de mâncare, nu. Tot a fost ordine. Hai să faci aici minun, nu, zice, mergem în altă parte, că mai trebuie să predic și în altă parte, și în alte cetăți. Deci asta arată că avea o viziune expansionistă din punct de vedere a dezvoltării împărăției. Iar și a predicării. Ce spui tu cu privire la organizare, mă gândesc la
fantasticul moment pe care îl descrie Ioan în Ioan 20, când Petru și Ioan ajung la mormânt și zice că fâșiile cu care era înfășurat trupul lui Iisus erau aranjate frumos, puse deoparte. Da. Adică până și la învierea lui, el n-a aruncat alea pe jos să plece și să se ducă, ci totul a fost organizat. Mamă, e fascinant ce spui. Plus că găsești foarte multe nopți pe care le petrecea în rugăciune și eu nu cred că îi spunea poezii lui Dumnezeu acolo. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu știu ce, dă-mi aia, fă-mi aia, iartă-mă. Nu, deci eu cred că era o meditație activă a Mântuitorului în care trecea prin filtru ziua care a fost, misiunea pe care o are de îndeplinit, provocările care vor fi în ziua următoare, întotdeauna anticipa. Bine, ținem cont și de faptul că era Dumnezeu și știa anumite lucruri, dar vezi foarte multă ordine și rigoare, ceea ce nu vezi la majoritatea dintre noi. Câți dintre noi nu dormim câte o noapte să vedem ce facem cu viața noastră? Să vedem ce mai putem face pentru binele oamenilor? Să vedem ce mai putem face să ne dezvoltăm ca să fim de folos societății? Pe dacă am avea măcar o noapte din asta pe lună, eu cred că societatea românească ar fi un adevărat rai. Dar nu avem așa ceva, suntem foarte haotici în ceea ce privește viziunea, în ceea ce privește planificarea și de asta rezultatele sunt ca atare. Deci în 2023 te-a fascinat liderul Iosua din Vechiul Testament, ai vorbit despre statutul lui de lider, despre planificare. Ce ți-a mai plăcut la Iosua? Mi-a plăcut foarte mult, este omul care a cerut ce nu i-a mai cerut nimeni lui Dumnezeu. Oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra văii Aialonului. Deci e fascinant să-i cer lui Dumnezeu să oprească soarele și luna. Și chiar am văzut o emisiune, o știre la una din televiziuni. Zice că nu e chiar adevărată știrea că aia. În fine, e adevărată, nu e adevărată. Că au făcut astronomii niște calcule și că ar fi găsit ziua aceea lipsă. Și dacă nu e adevărată, eu tot cred ce spune Scriptura. Să ai îndrăzneala asta să-i ceri lui Dumnezeu să oprească soarele și luna. Ar zice unii teologi că ar fi vorba de un limbaj simbolic în care autorul relatării, respectiv el însuși, ar fi exagerat și o hiperbolă că Dumnezeu a stat cu soarele și luna după el. Da, bine, există tot felul de tendințe din astea avangardiste în teologie, cu izateist, practic, sunt teologi atei care nu cred în Dumnezeu decât la nivel mitologic, dar nu mai cred în el ca persoană, ca autoritate. Scriu cărți groase de teologie, dar practic ei nu mai cred în Dumnezeu și atunci îi înțelegem, trebuie să înțelegem că trebuie să găsească explicații. Dar eu cred, așa cum spune acolo, că Dumnezeu chiar a oprit soarele și luna la rugăciunea unui credincios. Și chiar dacă n-ar fi, să zicem prin metoda reducerii la absurd, că n-ar fi real ce scrie acolo, tot e fain din punct de vedere motivațional. Îți dai seama? Dumnezeu poate să facă imposibil în viața ta dacă ești acolo. Dacă ceri, dacă vrei, dacă ești focusat pe o anumită direcție. Oricum o iei, tot bine. Ce mă fascinează pe mine la Iosua este o dedicare pe care mi-o doresc și mie și casei mele și când mă gândesc la ea îmi tremură inima, când le pune față în față alegerea, viața și moartea, binecuvântarea, blestemul, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, zice el, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Deci este ceva incredibil. Cel mai mare misionar care își ține familia aproape, el vrea ca să slujească lui Dumnezeu și casa lui de asemenea și nu numai că vrea, el decide chestia asta. În secolul nostru, în societatea noastră, părinții nu prea mai pot să decidă. Ei pot doar să orienteze, să ghideze, să nu știu ce, însă în vremurile acelea părintele decidea și lucrul ăsta poate avea repercusiuni mult mai bune asupra societății în contextul și în care... Eu cred lucrul ăsta e un mare handicap. În ce sens? Până la o anumită vârstă, tu cu copilul trebuie să fii autoritar. Că dacă îl lași după ce vrea el să facă, nu va face nimic din ce viața lui. Ce înseamnă autoritar? Că acum intrăm adică, într-o chestie. Adică, în momentul în care zice, a, nu, n-am chef să mă duc la școală, ba, te duci la școală. N-am chef să învăț să citesc, ba, uite, te apuci să înveți și să citești. Pentru că, chiar povestea un unchi de-a meu din Germania,
Că acolo sunt foarte, foarte protectivi. Nu cumva să ridici o sprânceană, că imediat vin Jugendamt și confiscă copiii de acasă. E dezastru. Și a venit ăștia acolo. Cum zice, îl obliga să meargă la biserică? Da. Îl obliga să meargă la școală? Da, zice. Și e adevărat că sunteți autoritar cu el? Da. Păi zice, domnule, dacă n-aș fi așa, ar deveni o buruiană a societății. Dacă eu nu-l trimit la școală, ăsta nu învață nimic. Dacă nu-l pun să-și facă temele, nu face nimic. Dacă nu îl iau cu mine la lucru să învețe, să lucreze, nu o să facă nimic. Ce vreți, trântori din ăștia în societate care să-i țineți pe ajutoare sociale? A, nu, păi, no, atunci lăsați-mă să mi le duc cum știu eu. A avut curajul și a avut curajul și nu i-am mai zis nimic, chiar s-au mirat și ei, zice că nu i l-au confiscat, știi? Dar, cum să spun, dulcegăriile astea, eu înțeleg că nu trebuie să-ți terorizezi copilul, să îl abuzezi. Dragostea are două fețe, Ionică, da. Fermitate și tandrețe. Da, uneori... Nu uneori, poți să uneori, ai numai chiar, tandrețe. Chiar pedeapsa, spune Dumnezeu, zice, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Spune în proverbe, nu cruța, nu iaua. Da? De ce? Pentru că în momentul în care copilul știe de frică, învață ce înseamnă autoritatea, învață ce înseamnă pierderile în viață, învață că acțiunile lui au consecințe imediate sau îndepărtate. Ori dacă tu îl lași așa, nu bați în fiecare zi să-l... Da, câteodată o ciupeală mai merge. Și alte ori numai când îi arăți știe de frică. Sau mai nou, la copiii mei... au prins generația aceasta cu telefoanele, nu exista nu ea mai tare decât să iei telefonul vreo două ceasuri. Corect. Că atunci era cea mai grea pedeapsă. Nici nu trebuie să faci nimic decât treaba asta. Adică nu trebuie neapărat să sunt fii și alte, sunt și alte, sunt alte feluri metode de pedepse, în care să poți să direcționezi. Dar la capitolul ăsta voiam să spun această filosofie laissez-faire, lasă-l să facă ce vrea el, cu tare, spun mari specialiști în psihologie că este dezastrul societății actuale. Adică ce ne așteptăm să se întâmple? Chiar spunea un expert în parenting că, deși nu este de dorit nicio extremă, nici extrema părintelui neimplicat, nici cea a părintelui foarte autoritar, e mai de preferat extrema părintelui foarte autoritar pentru că măcar are o trăsătură dominantă copilul. Îi crește cu traume, dar e mult mai bine decât copilul care este lăsat de capul lui, n-are niciun nu, niciun interdicție. Dar acestea sunt două extreme, nu cred că trebuie să le eu am spus că dintre nu am spus că ăsta este idealul, dar dintre cele două, mai de dorit este cealaltă decât extrema în care părintele este detașat, neimplicat, neinteresat. Nu că mi-a zis mie tata odată, zice, ce tu povestești că te-am bătut? Zice, uite ce a ieșit din tine, ai văzut? Da. Da, chiar Pavel spune, zice, care dintre noi ne-am supărat pe părinții noștri că ne-au pedepsit pentru puține zile? Zice, sau te superi pe Dumnezeu că uneori este mai autoritar? Nu, pentru că îți dorește binele. Un părinte dorește binele copilului, nu-i niciunul desăvârșit. Dar până la urmă, cred că și autoritatea exercitată într-un anumit cadru aduce un beneficiu copilului și îl ajută să fim serioși. Copilul nu o să crească în puf în societate, să vină toată lumea să-i spună frumos, vai, dragule, ai vrea să faci asta? Serios, păi da, primești la palme și la pumni de n-ai văzut din alea și societatea e foarte dură, e o luptă. Și dacă el nu e pregătit, nu e pregătit, un clopot de sticlă, da. Toată lumea îi face în voie, se va nu iese nimic se de va acolo. Traumatiza da, mai târziu clar. Și va fi mai greu. Clar. Deci apreciezi și tu această viziune de părinte care hotărăște pentru familia lui din cartea lui Iosua. Dacă mai vrei să ne zici ceva pe linia aceasta cu cartea care te-a impresionat, cu liderul acesta? Îmi place foarte mult că deși Iosua a trăit pentru o misiune, pentru o cauză, n-a trăit pentru interese, ceea ce îl diferențiază de oamenii care trăim în curentul ăsta modern, totul pentru interes. Și se vede că personalitățile unor astfel de oameni sunt de paie. Cât pușcă interesul, stau de vorbă cu tine sau fac anumite lucruri, îmi fac o imagine virtuală pe internet, dar de fapt realitatea este dezumflată rău de tot. Da? Ei, omul acesta
a lui Dumnezeu, a trăit pentru o cauză. În societatea de azi, prea puțini oameni mai trăiesc pentru o cauză. Să, uite, cum erau mai demult inventatorii, să trăiască, sau oameni de știință, să trăiască pentru medicină, pentru artă, pentru a inventa lucruri ca să facă viața mai bună oamenilor. Sunt din ce în ce mai puțini oameni ăștia. Uite, mai avem un domn Leon Dănăilă, care, într-adevăr, sunt și artiști, avem oameni de valoare, dar curentul este spre interes mai mult decât spre a trăi pentru o cauză. Iar oamenii aceștia, ca excepții, nu sunt văzuți foarte bine de cei cu interes. Da, corect. Spre exemplu, dacă tot amintim de academicianul Leon Dănăilă, a pus pe ușă, în acest cabinet nu se fac decât consultații gratuite. A fost rupt de câteva ori de pe ușă acest bilețel, pentru ca să-și dea seama domnul profesor că nu rezistă și atunci l-a pus pe interior. Cine vine la cabinet să vadă că interiorul, domnule, e... Da. Și atunci rezistă. Da. De atunci rezistă. Da. Deci e o lume foarte interesantă. Da, este o lume interesantă, dar asta spune că noi ca oameni ne-am degradat foarte mult. Bine, nu știu dacă în trecut era mai grozav, că întotdeauna au fost oameni dedicați și vorba maestrului Tudor Gheorghe Jagardele. Ionică, ce a fost 2023 pentru tine? Pentru tine personal, pentru tine profesional, pentru minunile din viața ta, copii, pentru soția ta. Chiar astăzi am citit o poezie de dragoste scrisă pentru soția ta. Îmi place mult de voi și sunt foarte bucuros pentru voi. Pentru mine, anul 2023 a însemnat multe provocări și autoprovocări, așa cum am spus. Am avut și realizări, mai multe decât anii care au fost. O sudare a familiei, ceea ce a însemnat foarte mult pentru mine. Și în același timp am avut și niște salturi așa spre necunoscut. Am o soție care mă provoacă tot timpul și mă bucur pentru lucrul ăsta, că tot timpul mai dă câte una așa, când mă obișnuiesc prea bine în confort, zice, auzi, mai facem asta sau, uite, ai mai putea să faci și asta, iară să mă apuc să... Știi că din fire suntem cam comozi așa, dar... Nu ne părăsim zona de confort. Da. Și mă ajut așa să... Eu caut scuze, să mă taci, zice, nu mai căuta scuze, dă-i mai departe, că poți să duci. Și într-adevăr, a fost o provocare să merg mai departe cu scrisul, cu emisiunile, și cea mai mare dintre ele a fost să-mi iau și o catedră de profesor la școli, la câteva școli, să predau muzică, să mă întorc oarecum la una din dragostele mele, că n-am renunțat la ea niciodată, poate că am purtat-o tot timpul în suflet. Și culmea, mi-a reușit chiar pe muchie de cuțit și mi-a reușit bine, ca să zic așa. Unde predai? Am patru școli în care predau. Patru? Patru, incredibil. Da. Dar e foarte interesant. Cum zicea Domnul Hristos, când te prigonesc într-o cetate, te duci în alta. Mă simt bine în fiecare. Dar ideea este că problemele le lași dintr-una în alta și e foarte, foarte interesant. Ce clase ai? 5-10. Asta este extraordinar. Deci mai greu decât la universitate. Da, este. Sunt foarte multe provocări. Da, am avut nevoie de provocarea aceasta pentru că am vrut să fiu mai aproape de oameni fizic, de copii, să dau ceva noi generații. Am și 3 copii pe care vreau să-i educ, vreau să înțeleg ce înseamnă școala pentru ei și ce înseamnă școala diferit de cum am făcut-o în urmă cu 25-30 de ani, s-a schimbat foarte mult, sunt alte provocări și asta mă ajută foarte mult, îmi dă o împlinire mare. Cam câți elevi sunt într-o clasă acum? Sunt între 25 și am clase unde fac și simultan la o școală de țară, fac 5-6 odată și 7-8 predare simultană. Da. Da. Și liceu, și gimnaziu. Deci sunt clase și mari și mici. Predai muzică? Da, muzică.
Mai sunt interesați tinerii de azi de muzică? Depinde cum predai. Adică, vezi, toate științele cred că și-au pierdut povestea. Aici este mare problemă. Și nu vreau să critic învățământul, sau, dar observ așa o tendință în care văd că învățăm doar de dragul de a ști anumite lucruri, dar nu... Pe moment. Da. Și am pierdut povestea. De ce mă înveți? Eu știu, teorema lui Pitagora. De ce mă înveți despre Beethoven? De ce mă înveți despre Mozart, de exemplu? Ce învăț eu de acolo? Și dacă nu e lecția de viață și să-i o aplici în cântec, să-i arăți cu ce-l ajută pe el acolo, ceea ce-i predai, orice materie este irelevantă. Pentru că copilul nu vede cu ce este el câștigat din predarea aceea. Te felicit. Foarte frumoasă ideea aceasta de a fi ancorat într-o realitate a copiilor, a tinerilor elevi, pentru că este un câștig de fiecare dată când ești în fața lor, vezi caractere, personalități, umbli la dezvoltarea lor, la creșterea lor și cred că asta este una dintre cele mai mari satisfacții ale 2023 pentru tine. Da, este una dintre cele mai mari satisfacții și colaborarea cu colegii mei și cu doamnele directoare de la școală este extraordinară, un mediu în care este mult respect și chiar îmi place să mă duc la școală. Îmi place să mă duc la școală, să mă întâlnesc cu elevii mei, să mă întâlnesc cu colegii. E o împlinire pe care o savurez, ca să zic așa. Și pentru asta tot să-i mulțumesc Elenei, soției mele, care mi-a zis, ai diploma aia, n-ai făcut nimica cu ea de atâta timp, zice, te-ai lăsat pătânjală, fă ceva cu ea, du-te, dă-ți un examen să... Și uite că am mers, am dat examen în vară și a ieșit. Tu conduci, dar ea a zis du-te și te-ai dus. Da, nu? Da, corect. Dar știi că, apropo, da, suntem într-o seară mai lejeră, așa, da, știi că sunt două categorii de familii, într-una în care conduc femeile, da, și într-alta în care bărbații au impresia că îi conduc. Da. Exact. Nu, deci... Dragul meu, din punct de vedere al A7 TV, ai două emisiuni foarte frumoase, una de conferințe spirituale, una de interviuri pe linii motivaționale și de creștere în educație și nu numai. Ai avut ceva experiențe deosebite anul ăsta? Ai vizitat comunități de oameni care te-au recunoscut, te-au văzut, te-au apreciat? Ce bucurie ai din punctul acesta de vedere? Am avut foarte multe bucurii legate de A7, interconectat cu ceea ce am spus până acum, oamenii încep să urmărească postul nostru de televiziune, deja ne știu. M-a salutat cineva în Constanța, eram într-un supermarket, nu-i dau numele, și zice, domnul, sunteți cumva Ionică Herlea de la A7 TV? Zic, da. Dar zic, sunteți cumva din Biserica Adventistă? Nu, zice, eu urmăresc postul de televiziune A7 TV și chiar m-am bucurat de lucrul ăsta, că suntem un post pentru toate confesiunile și cultural și un post divers în ceea ce privește conținutul. Mă întâlnesc în Brașov, mă salută oameni pe stradă, nu știu, îi văd, eu știu, tot așa la magazin. Ceva de genul, mă uit la tine și... de unde știu pe asta? Da. Și cea mai mare surpriză și bucurie a fost când m-am dus în clasă la predeal, la clasa a șasea. Acolo avem videoproiector, avem calculator. E o școală foarte bine dotată cu tehnologie, cu tot ce trebuie pentru copii. Și când am intrat în clasă, elevii mei puseseră o emisiune de la Vieți Schimbate și eram pe screen acolo. Zice, domnul, zice, am început să vă urmărim. Și asta a fost o veste bună, pentru că nu că mă urmăreau pe mine, ci că acești copii încep să vadă alte modele și că încep să-și dorească altceva. Asta contează foarte mult. Am un coleg profesor trecut de 70 de ani, un profesor de fizică extraordinar, domnul Câmpan la Predeal, un adevărat model de viață și în ceea ce privește valorile și din punct de vedere profesional este un profesor extraordinar. Cu atâta pasiune vorbește despre fizică, dar
este o enciclopedie, că îți vorbește și despre teologie și despre iconografie și despre fizică, e interconectat la el totul. E o plăcere, e unul din dascălii vechi pe care îți place să-i asculți, cu care îți place să discuți. Și nu e singurul pasionat de ceea ce face. Și eu consider un plus toată această, alternare a activității de televiziune cu cea din școli, în care pot să duc valori dintr-o parte într-alta și să am un impact mai mare. Extraordinar. Mă bucur foarte mult pentru tine. Să trecem puțin la mediul acesta care ne înconjoară. Din păcate, avem un război în vecini, la asta mă refer. Iată anul ăsta un alt război în Orientul apropiat. Cum vezi aceste două conflicte? Eu credeam că se va termina repede războiul din Ucraina. N-am avut dreptate. Se prelungește. Nu știm exact când se va termina. Nu știm dacă la data difuzării emisiunii noastre nu cumva vom primi o veste bună că s-a încheiat, deși mă cam îndoiesc după cum merg lucrurile. Ce este acolo? În ambele fronturi. Știi cum e, dacă mă gândesc așa la ce spune Scriptura ca un cadru general, nu vorbesc neapărat specific, dar vorbesc ca un cadru general, noi știm că, sau cel puțin ar trebui să știm că lucrurile trebuie, zice Mântuitorul, să se întâmple sau să se înrăutățească, mai bine zis, pe de o parte, pe de altă parte, pentru cei care iubesc pe Dumnezeu, să se îmbunătățească în sensul că vine împărăția lui Dumnezeu. Acum, dacă stai să trăiești doar prin prisma acestor frici de evenimente, ele sunt reale, uneori le amplificăm mai mult decât trebuie, dar vor fi, zice, că oamenii își vor da sufletul de groază, deci vor fi lucruri cumplite care se vor întâmpla. Dar de ce să trăiesc eu în cumplit? De ce să trăiesc eu în frică? De ce să anticipez necazurile și greutățile? De ce să duc o povară pe care încă Dumnezeu nu mi-a dat să o duc? Și îmi place foarte mult să studiez elementele astea profetice pentru că îmi oferă un cadru, îmi oferă o orientare. Știu că ele trebuie să se întâmple și că sunt în controlul lui Dumnezeu și asta îmi dă speranță foarte mare. Chiar cele mai mari calamități, războaie, nenorociri, toate sunt în controlul lui Dumnezeu și despre ele se spune că trebuie să se întâmple. Dar de aici încolo nu mai este treaba mea, nu mai este misiunea mea. Eu știu, învăț despre ele și știu că Dumnezeu conduce lucrurile. Și de aici încolo nu pot să fiu decât fericit. Pentru că în momentul în care știu că Dumnezeu are totul în control, orice va veni în viața mea va fi spre binele meu și întotdeauna voi fi pe plus. Nu trebuie să ducem spre fatalism. Că vai, o să trăim nu știu ce drame. Poate că o să trăim, dar eu am constatat că sunt multe momente în viață grele peste care trecem și după ce am trecut de ele ne aducem aminte de ele cu oarecare plăcere. De ce? Pentru că este o victorie pe care am avut-o cu Dumnezeu. Este o dovadă a puterii că ai trecut peste momentele acelea grele. Și cred că așa trebuie să privim și ceea ce stă în fața noastră. Restul vom vedea. 2024. O provocare, un an necunoscut. Mi-aduc aminte cum a început 2020 cu incendii, cu tremure, cu nebunie. Da. Cum vezi în viitor, chiar dacă nu ești profet? Păi, în viitor, eu cred că evenimentele negative și cele frumoase se vor împleti. Uite, ai văzut și am văzut cu toți acum tot felul de filme din astea de război în care dramaticul, tragicul se împletește cu povești de dragoste, cu elemente de sublim. Care au legătură cu realitatea. Care au legătură cu realitatea. Eu cred că vom avea și de un fel și de alt fel. Acum depinde foarte mult și de noi pe ce ne focalizăm mai mult. Pentru că dacă te duci mai mult spre zona asta negativă, știri, dezastre, nebunie, războaie, suferință, doar asta o să ai în minte,
dacă te duci spre lucrurile bune, pozitive, fără a deveni pozitivist, din ăsta visător, eu cred că ele vor predomina în viața ta. Și asta este o trăire a mea. Mi-am dat seama, am trăit și în zona aceea, parcă simțeam o dependență de știrile astea negative. Vai, vin evenimentele finale, acum vine anul ăsta, sfârșitul, parcă îmi doream cu oarecare fervoare, cinism așa și răutate să termine tot, să prăpădească Dumnezeu lumea. Pe da, răi, pe cei răi, da, din da, care da. Noi în nu fine, facem parte. Da, 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 da. Dar m-am lecuit, cel puțin, nu știu, poate mai am anumite sechele, dar m-am lecuit în mare parte de perspectiva aceasta, pentru că ceea ce îmi doresc este să am o umblare cu Dumnezeu în care să am realizări, în care să merg spre pozitiv, spre bine, spre a construi, nu spre a dărâma și a crea un mediu din ăsta așa cenușiu. Înțeles. Și cum să avem această atitudine, cum să avem această ofensivă, să fim pozitiv, dar nu pozitiviști neapărat cu orice preț. Cum să avem acest echilibru interior când vin necazuri, când vin dureri, când vin vești de războaie, iată, când vin cataclisme, că poate să fie, iată, și la Marea Neagră și peste tot, oriunde. Da. Până acum parcă nu eram atât de expuși, dar acum simți că se poate întâmpla orice. Deci eu nu vine să cred că în 2023 să mai omoară oameni cu pușca după atâtea... Se vor omorâ, Cornel. După deci... atâtea lecții ale istoriei, după atâtea dovezi că război este un dezastru, că este o nebunie, că este genocid asupra omenirii, orice război, da? Este, dar nu trebuie să fim conștienți că noi ca oameni, din punct de vedere a structurii sufletești și a egoismului, n-am evoluat absolut deloc. Noi mai degrabă am involuat. Suntem mai egoiști, mai răi, deși avem, și ce este mai monstruos este faptul că avem și tehnologia de partea noastră. Până acum, oamenii nu puteau să se distrugă în masă, așa cum o fac acum. Pentru că nu aveau la baionete, la pușcă, din asta era cât de cât o luptă dreaptă. Dar acum un singur om poate să omoare milioane de oameni că apasă pe un buton. Deci e cumplit lucrul ăsta. Dar trecând dincolo de aspectele astea, chiar Mântuitorul spunea: v-am spus mai dinainte aceste lucruri pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Deci nu să vă înspăimântați. Și asta este zona de echilibru. Dumnezeu îți spune dinainte ce se va întâmpla, pentru că atunci când se întâmplă să crezi. Da, domnule, în graficul lui Dumnezeu, asta trebuie să se întâmple. Nu am cum să schimb. Nu pot să opresc eu războiul. Pot să militez pentru copii, pentru femeile care rămân singure, pentru ajutorarea răniților, să adun fonduri, să îmbunătățesc lucrurile rele care se întâmplă. Dar eu nu pot să am control la nivel de state. N-am cum să fac lucrul ăsta și atunci de ce să mă stresez cu probleme care nu mă privesc? Restul le las în mâna lui Dumnezeu și atunci sunt în echilibru. Sunt în echilibru tot timpul. Privesc cu optimism ceea ce va fi și dacă vor veni greutăți, cu siguranță o să trec peste ele, pentru că Dumnezeu îmi va da puterea asta. Dacă ar fi ca în finalul emisiunii realizatorul, pastorul, profesorul Ionică Herlea să dedice dragilor noștri privitori cea mai frumoasă promisiune din Sfânta Carte pentru telespectatorii a 7 TV, cea mai frumoasă făgăduință pentru 2024, ce alege? Îmi place foarte mult ceea ce spune Dumnezeu. E o promisiune pe care mi-o citea tata când eram încă mic. Pe genunchiul lui venea obosit de la lucru, cu mâinile crăpate, cu mâinile pline de var, cu oboseala aceea pe chip, dar cu drag citea făgăduința asta: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te sprijinesc tot, eu îți vin în ajutor, eu te întăresc cu dreapta mea biruitoare, Isaia 41:10. Aș vrea să luați la suflet promisiunea aceasta a lui Dumnezeu, dragi telespectatori, pentru că
Biblia este despre lucruri reale, despre o viață reală și despre o viață frumoasă, pregătită de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, atât cât va mai ține lumea aceasta, dar și pentru viața veșnică. Așa că atunci când te pui în mâna lui Dumnezeu, poți să te aștepți doar la mai bine. Doar la mai bine în sensul că vei deveni mai puternic, poate că vei plânge, poate că vei cădea, dar vei găsi întotdeauna resursele să te ridici, să mergi mai departe și să fii un exemplu pentru cei care te privesc. Asta este cea mai mare veste. Mulțumesc foarte mult, Ionică, pentru această seară încântătoare sufletului meu. Doamnelor și domnilor, aș încheia cu câteva versuri scrise de un anonim. Dacă cineva găsește cu cale să îmi spună cine este autorul, ar fi minunat. Și aceste versuri spune așa: nu tind să ajung un soare, Doamne, ci tot mai mult mă străduiesc să fiu măcar o lumânare și luminând să mă topesc. Mesteacă înalt cu frunza deasă, eu n-aș vrea lumea să mă vadă, prefer să fiu cireș cu roadă, trăind smerit într-o livadă. Nici fluviu cu bogate ape n-aș vrea pe lume să mă știu, ci pâriaș ce stinge setea drumețului aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu doar un atom, plutind în cosmosul imens, și să trăiesc doar pentru alții, din zi în zi, tot mai intens. Dacă ne mai vedem până anul viitor, vă spun un an nou fericit, Dumnezeu să o binecuvânteze, să ne revedem cu bine, o seară minunată.